Primăriile au început să primească dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. Ajutoarele de încălzire vor putea fi obținute de familiile sau persoanele singure, al căror venit mediu net pe membru de familie este de până la 1386 de lei de persoană, în cazul familiei și de 2053 de lei în cazul persoanei singure. Venitul mediu net reprezintă totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana singură sau după caz membrii familiei în luna anterioară depunerii dosarului. Ajutoarele de încălzire se vor acorda proporțional prin compensare procentuală de la 10% până la 100% din valoarea facturii, bineînțeles în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie. Cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi puse la dispoziția solicitanților de către direcțiile de asistență socială. Depunerea cererilor completate și a documentelor doveditoare anexate se va face la sediul Direcției de Asistență Socială, individual pentru ajutoarele de încălzire cu combustibil solid sau petrolier, gaze naturale și energie electrică, iar pentru ajutoarele de încălzire cu energie termică, depunerea se va face individual sau prin reprezentanții asociațiilor de proprietari.